Vă mulțumesc pentru ocazie. Mă numesc Radu Georgescu, sunt primar PSD al comunei Gura Fui din anul 2016. Sunt astfel la primul mandat. Ca un fel de raport al activității mele în ăștia 4 ani de zile, aș putea să vă spun că am asfaltat aproximativ 6 km și jumătate de drumuri locale prin Programul Național de Dezvoltare 2. Foarte important este că am reușit să facem proiectul de apă și canalizare. Ne-am înscris în programul POIM al companiei de apă Târgoviște și astfel am obținut 6,3 milioane de euro prefonduri europene pentru Gura Foii. Proiectul este depus, am înțeles, conform companiei de apă, este depus la minister din decembrie anul trecut pentru avizare. Am reușit să facem de asemenea proiectul de gaze, un proiect foarte important pentru Gura Foii. Suntem, cred că, singura localitate lângă orașul Găiești care nu avem apă, canalizare și gaze. Și de aici pleacă și problemele, nu putem atrage investitori, nu putem nici măcar pentru consumul nostru propriu să folosim. Și atunci am făcut proiectul de gaze, am început proiectul de gaze în 2017 și am reușit să obținem toate avizele cerute de Consiliul Județean, dar via la sfârșitul 2019. Acum și acest proiect este depus la București, la Minister pentru Finanțare. Este un proiect de 1 milion de euro, proiectul de gaze. Printre alte proiecte implementate la Gura Foii, vă pot enumera un teren de fotbal, de mini-fotbal, care l-am făcut anul acesta. I-am dat drumul acum de 2 săptămâni, să zic. Un proiect foarte important pentru tineret și nu numai. Am reușit să schimbăm tot iluminatul, 350 de lămpi cu LED. Am reușit să montăm un sistem de panouri fotovoltaice de 20 de kWh. Am reușit să finanțăm prin Compania Națională de Investiții un cămin vechi de 60 de ani, la care se lucrează și în acest moment. Lucrăm și la un pod, într-o zonă greu accesibilă pentru mașini. Acolo când veneau apele mai mari, zona era inaccesibilă pentru mașini de salvare, pompieri sau... Acum am reușit să finanțăm și acest pod și să dăm acces autoturismelor în zona respectivă. Am asfaltat curtea școlii, am făcut punți pietonale, multe lucruri bune s-au făcut în ăștia 4 ani. Mi-am propus pentru mandatul următor să continuăm proiectul, în primul rând să continuăm și să implementăm proiectul de apă și canalizare. Aștept finanțarea de la proiectul de gaze și să-l implementăm și pe acesta. Astea sunt proiectele principale pe care aș vrea să le și implementăm în mandatul următor. Aș vrea să mai construiesc un cămin cultural și în localitatea cea mai mare, în Gura Foii, în satul cel mai mare din localitate. Continuăm cadastrarea gratuită, am început din 2017 cadastrarea gratuită pe fonduri europene cu OCPI-ul. Ce să vă mai zic? Nici nu vreau să spun foarte multe lucruri că vreau să fac, am văzut că în 4 ani multe lucruri nu se pot face și nu vreau să promit oamenilor lucruri care nu se pot face. Ca și în mandatul trecut am promis mai puține și am făcut mai multe. La fel fac și la fel, da. Pentru că vreau să promit cât mai puțin și să-mi dea Dumnezeu să pot face de 10 ori mai mult. Dar eu vă spun că suntem o localitate cu 300 de mii de lei buget anual pentru investiții. Ceea ce este foarte puțin. Nu pot să fac minuni din el, dar dacă se vor deschide din nou programe naționale, gen PNDL, gen voi reuși să aduc din nou fonduri pentru Gura Foii. Pentru că am adus schimbarea la Gura Foii, oamenii sunt tratați egali, nu am ținut cont de partide, am încercat să ajutăm pe toată lumea în mod egal. Asta este, cred că, principalul lucru care s-a schimbat la Gura Foii, oamenii înainte fiind serviți în funcție de culoarea politică la 30 de zile, la 45 de zile. Să privească în jurul lor și să vadă că multe lucruri s-au implementat, s-au făcut foarte multe lucruri pentru un singur mandat și că am făcut niște proiecte foarte importante de apă, canal și gaze care trebuie implementate. Ăsta este mesajul meu pentru cetățeni, să fie cu inima deschisă și să vadă ce s-a făcut pentru comuna Gura Foii doar în 4 ani de zile.